Haideți să-l urmărim. Să rămână bună ziua, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Trei teme aș dori să abordez la această conferință de presă. Prima, în opinia Partidului Mișcarea Populară, situația de insecuritate din Ucraina impune în acest moment o reacție clară din partea Parlamentului României, și anume adoptarea unei declarații comune în plenul reunit al Parlamentului României, pentru ca acest for legislativ, reprezentativ, democratic, să-și exprime o poziție clară, care să fie cât se poate de bineînțeleasă și la nivel intern și la nivel internațional, în legătură cu insecuritatea generată în Ucraina în această perioadă. Și vorbind despre această situație, putem înțelege astăzi cât de importante au fost demersurile României și faptul că astăzi suntem membru cu dreptul deplin al Alianței Nord-Atlantice. În contextul dat, este cât se poate de evident faptul că parteneriatele strategice încheiate de România cu o serie de state europene, dar mai ales cu Statele Unite ale Americii, parteneriatul strategic transatlantic, reprezintă elemente fundamentale de asigurarea securității României. Înțelegem totodată rolul extrem de important pe care președintele Traian Băsescu îl are în politica externă românească. Nu poate scăpa însă atenției și atitudinea evazivă extrem de sceptică din punctul de vedere al structurilor guvernamentale și a unor partide politice în ceea ce privește exprimarea unor poziții publice necesare. Și din această perspectivă este deosebit de important să fim convinși de faptul că atât politicienii de astăzi, cât și cei care se văd peste câteva luni posibil președinții ai României, au capacitatea de a fi oameni de stat și de a exprima public poziții în legătură cu condamnarea actului terorist căruia i-au căzut victime aproape 300 de cetățeni din toate colțurile lumii, în legătură cu sprijinul pe care Federația Rusă îl acordă milițiilor paramilitare care luptă pentru destabilizarea statului ucrainean, și în ceea ce privește aplicarea consecventă a următorului val de sancțiuni, al treilea, care ar urma să fie discutat astăzi în Consiliul Afacerilor Externe, ar urma să fie aprobat la nivelul Uniunii Europene pentru a determina Federația Rusă să aibă o conduită mult mai adecvată unui proiect de pace și stabilitate în regiune. Constat că multora dintre politicienii români, mult mai abili în mici jocuri dâmbovițene, le tremură genunchii atunci când este vorba de probleme de stat. Este o constatare periculoasă, deoarece peste câteva luni, unuia dintre acești politicieni, ca și președinte al României, îi va reveni obligația de a reprezenta și a apăra statul român. Criza ucraineană va mai dura. Vor mai exista încă multe semne de întrebare în legătură cu dezvoltările de securitate și cu instabilitatea regională în zona în care se află România. Președintele României este, conform Constituției, titularul atât a politicii externe cât și a politicii de securitate pe care o promovează România în plan intern și internațional. Îi revin atribuții extraordinar de importante pentru a da un răspuns demn și consecvent unei astfel de situații în numele României. Dacă astăzi se tem, dacă astăzi nu au expertiza necesară în a avea o poziție coerentă și o poziție pe care să o înțelegem, transparentă, mă întreb ce vor face mâine sau ce va face mâine cel care va fi în situația de a conduce România.
Este o problemă extrem de serioasă și aș vrea să fim cât se poate de atenți și vă rog și pe dumneavoastră să fiți cât se poate de interesați de a vedea care este capacitatea sau care este proiectul politic de țară pe care unul dintre cei astăzi candidați, mâine președinte, îl promovează. Nu este o chestiune pe care o putem, repet, trata cu superficialitate. Vom trimite, Partidul Mișcarea Populară va trimite o scrisoare șefilor celor două camere. După câte cunoaștem, a mai existat la un moment dat intenția de a adopta o declarație comună de către Parlamentul României în ceea ce privește situația din Ucraina. Acest proiect a fost abandonat. Poate este momentul ca și parlamentarii, partidele politice, mai ales cei din majoritate, să se poziționeze clar. Este un semnal foarte bun, intern și internațional. Sigur, probabil că or mai fi interese de tot felul, interese economice la Est, dar cred că și aceste interese, chiar dacă sunt benefice pentru finanțarea unor partide politice sau unor candidați la președinție, să fie abandonate pentru o perioadă de timp, deoarece acum discutăm de interesul național al României. A doua temă pe care aș dori să o abordez este legată de legea privind reducerea cu 5% a CAS. Partidul Mișcarea Populară solicită președintelui României retrimiterea acestei legi pentru rediscutarea sa în Parlament. Suntem puși în situația de a constata că după 3 săptămâni de dezbateri publice, unele mai interesante ca altele, am constatat faptul că cei de la guvernare nu au capacitatea de a oferi argumente în ceea ce privește sustenabilitatea acestui proiect. Și cred că din acest punct de vedere, nu numai afirmațiile politice sunt cele care ar trebui avute în vedere, dar și afirmațiile mediului de afaceri,